Astăzi vom vorbi despre proprietățile curative ale dudului. Dudul, un arbore cunoscut în popor și sub denumirea de agud, este bine cunoscut în fitoterapie pentru efectele benefice ale organelor sale vegetale. În literatura de specialitate, cele două specii de dud existente sunt cunoscute sub denumirea de Morus alba și Morus nigra. Organele vegetale utilizate în medicina naturistă sunt frunzele tinere, fără pețiol, care se recoltează în lunile mai-iunie, fructele mature și proaspete și scoarța ramurilor tinere, strânsă primăvara. Frunzele au efecte antidiabetice, antidiareice, astringente și hipoglicemiante. Fructele coapte au proprietăți diuretice, laxative, depurative, antiscorbutice, alcalinizante, sudorifice, tonice, răcoritoare. Fructele necoapte au proprietăți astringente și antidiareice. Frunzele acționează în prevenirea și combaterea următoarelor boli. Diabetul zaharat. Eficacitatea remediului crește dacă se adaugă și frunze de afin, nuc și urzică, precum și teci de fasole. De asemenea, frunzele acționează și în prevenirea sau combaterea gastritelor hiperacide, a ulcerului gastric și duodenal, a bolilor de ficat, enterite, acute și afecțiuni pulmonare, tuse, gripă răceală sau angină. Fructele coapte sunt eficiente contra scorbutului, în diateza hemoragică și în constipație. În ceea ce privește formele de utilizare, proprietățile benefice pentru organismul nostru pot fi obținute dintr-o infuzie de frunze, în care se pun una-două linguri de frunze uscate și mărunțite la 250 de ml de apă clocotită, consumată fără îndulcire după mesele principale sau câte o lingură la o oră, scade glicemia la diabetici, precum și în cazurile de diaree enterite, ulcer gastric și duodenal, precum și contra paraziților intestinali. Siropul din fructe proaspete, în care se adaugă fructe și zahăr în părți egale, se fierbe amestecând cu o lingură de lemn și se trece în sticle, dar înainte de a pune dopul se adaugă o linguriță de alcool alimentar sau rom. Se folosește sub formă de gargară în tratamentul amigdalelor, al stomatitelor și aftelor, precum și pentru efecte laxative, depurative și ușor diuretice contra constipației. Decoctul de scoarță de dud se fierbe, se îndulcește cu zahăr și se ia dimineața pe stomacul gol, având acțiune purgativă și în tratarea teniei. Tinctura din frunze macerate timp de 21 de zile în alcool alimentar se strecoară și se utilizează câte 30 de picături diluate cu apă de 3 ori pe zi înainte de mesele principale. Tinctura din rădăcini de dud macerate în alcool poate fi utilizată cu succes în dizolvarea calculilor renali. Fructele coapte cu gust dulce aromat, consumate proaspete câte 200 de grame dimineața timp de 10 zile, au efecte contra constipației, a enterocolitelor, în curățirea organismului de toxine și în distrofii ale miocardului. Fructele coapte servesc și la prepararea de gemuri sau marmelade. Fructele de dud uscate și mărunțite se amestecă cu frunze de smeur și se iau câte 3-4 lingurițe pe zi, la 3 ore după mese. Acestea au efecte contra gastritelor acide, a ulcerelor și a refluxului gastric. Frunzele de dud amestecate cu frunze de afin se macină fin și se iau câte 4 lingurițe de pulbere în cure de 3-6 săptămâni pentru prevenirea și combaterea diabetului zaharat.